Bună seara! Bună seara! În această seară v-am pregătit o poveste despre doi căței și o pisică. Căței și cu pisicile se înțeleg? Da. Sunt prieteni sau sunt mai mult dușmani? Sunt mai mult dușmani. De obicei, pisicile sunt mai mult dușmani cu cățelul și... De ce? Și... De multe ori, da, când se întâlnesc, se fugăresc unul pe altul, adică cățeii aleargă pisicile, haț, ca să le prindă. Să le mănânce? Să le lovească, să le bată. Să plece din teritoriul unde sunt cățeii. Ei! Era odată, într-o curte, mare, 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 doi căței. Unul era mic, mic așa, cam cât două palme. Mic! Destul de mic. Destul de mic. Super mic. Era bebeluș? Nu era bebeluș, așa era felul lui, era mai micuț. Însă era mic și pufos. Era moale așa dacă îl atingeai. A, și avea purici? Nu avea purici. Celălalt, cățel mare, mare, mare. Ziceai că se zguduie pământul când făcea el și când mergea. Buf, 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 buf. Acest cățel nu era atât de moale dacă puneai mâna pe el, însă era și el cu o blăniță curată și îngrijită. Și celălalt mare? Păi tocmai am spus despre cel mare. Ei, într-o dimineață, când cei doi căței încă dormeau, adică nu plecaseră în cutreierarea curții, mai aveau așa, cum se spune vorba aia, își înghițeau gălbenușul. Se mai întindeau, mai miorlăiau. Ei, deodată, cel mic simți o pisică. A ciulit urechile? A ascultat? După aia a ridicat capul? Și a început să se uite să vadă unde e pisica. Și când a zărit-o, a alergat spre pisică. Tot lăcătra cățelul către pisică. Însă, atunci când pisica simți cățelul, ea țup, s-a urcat pe gard și stătea deasupra gardului, în picioare. Iar jos, cățelul cel mic, cum făcea? Aoleu, își spuse cățelul cel mare. Ce mă deranjează cățelușul ăsta? Nu mă lasă deloc. Așa că, deodată, ridică capul și se auzi. Hum, hum, hum. Hum, hum. Aoleu, când pisica a auzit zgomotul acela puternic, a început repede cât au ținut-o picioarele. A mers pe gard și s-a dus cât mai departe să nu cumva s-o prindă cățelul cel mare. Of! Oftă cățelușul. Hai, ăla mare sau ăla mic? Păi am spus cățeluș. Bine că a plecat pisica asta.
Însă, el nu-și dădu seama că pisica plecase din cauza celui mare. Așa că se ducea așa de mândru către cățelul cel mare, mai să-i spună, ia uite ce isprav am făcut eu. Însă, cel mare se duse spre el când l-a văzut așa de țanțoș și pf, i-a dat cu laba peste cap. Se gândi cel mic. Am înțeles acum. Adică, dacă nu erai tu, cățel mare, pisica asta ne-ar fi deranjat mult și bine. Cățelușul și-a învățat lecția la micu, iar cățelul, cel mare, a fost foarte încântat că a putut să scape de pisică. Și toți, și pisica, și cei doi câini, au avut o zi frumoasă și liniștită. Morala. Atunci când aveți ceva de rezolvat, cei mari pot să vă vină în ajutor. Noapte bună! Noapte bună! Și voi să aveți o noapte frumoasă și liniștită! Pa!